alte vorbitorii mei vorbeau despre tradiții, vorbeau despre identitate națională. Și este firesc, pentru că neamul care nu-și respectă și nu-și păstrează folclorul, nu-și cunoaște istoria și nu-și menține și-și păstrează limba, merită să piară. Ceea ce nu putem spune despre români. Noi cu asta ne mândrim. Ne păstrăm, în primul rând, folclorul și tradițiile. Și pentru localitatea noastră este și o mândrie faptul că acesta se transmite din generație în generație. Care împlinesc 50 de ani de căsătorie în anul respectiv.